Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă ești născută pe 3 septembrie, ești renumită pentru intelectul și abilitatea de a transmite altora gânduri și idei interesante. Sociabilă, elocventă și expresivă, știi să asculti ce spun alții. Ești un gânditor profund, înzestrat cu o memorie minunată, găsești ușor informații importante în orice situație pentru rezolvarea rapidă și eficientă a problemelor. Pe de-o parte, ești expansivă, predispusă la reflexie filozofică, să-ți asumi riscuri și să câștigi experiență, iar pe de altă parte, ești practică, prudentă și dotată cu abordare analitică entuziasmul născut și optimismul viu înfrânt prudența interioară inerentă naturii tale serioase. Nu ești întotdeauna la fel cum pari, deoarece alții interpretează atât de des esența și potențialul tău, ești adesea nevoită să joci roluri în viață care, chiar și în cel mai favorabil scenariu, nu sunt exact ceea ce ai dori să primești. Ești înzestrată cu diverse talente, dar uneori una dintre trăsături iese în evidență în detrimentul altora. Frumusețea ta fizică este cel mai potrivit exemplu, din cauza atracției vizuale, alte virtuțele tale pot rămâne nerecunoscute. Semnul tău zodiacal aparține constelației Fecioară. Fecioara este direct legată de semnele elementului pământ, care se disting prin următoarele calități, ajutor, diligență, punctualitate îngrijire medicală, realism, modestie, eficiență. Ești guvernată de mercurul insidios și inventiv. Această planetă ți oferă o perspectivă și o minte vie, o memorie excelentă și o performanță excelentă. Îi atragi pe ceilalți datorită energiei tale strălucitoare și decenței profunde. Cu toate acestea, intuiția și tendința de a pune totul pe rafturi, te pot ispit la o critică excesivă, Atât față de ceilalți, cât și față de tine însăți, dar ești mai liberă de introspecția epuizantă. Nu ești ușor de păcălit, ești fiabilă și activă, iubești copiii, trebuie evitate aspirațiile excesiv de materialiste, criticile inutile, izolarea egoistă și dorința de a controla în mod insidios pe cei din jur. Datorită memoriei tale excelente și atenției pentru detalii, devii rar ori victima înșelăciunii. Iar munca grea, combinată cu o energie de invidiat, îți permite să atingi înălțimul în orice afacere. Trebuie să-ți înfrânezi criticul interior, altfel aceste lucruri poate duce la timiditate excesivă, teama de a începe orice afacere din cauza fricii de eșec. Îți este indicat să lupți pentru împrăștierea ideilor tale și să dai frâul liber vivacității și curajului minții. Guvernatorul tău astral este Mercur. Acesta îți oferă caracterul critic și pedanteria. Mercur este un patron excelent pentru analiști, profesori și cei care lucrează în sectorul serviciilor. Planeta ta în exil este Neptun. Acesta este responsabil de ipsa imaginației, precum și de respingerea incertitudinii. Ești în mod natural un gânditor profund. Punctele tale forte sunt memoria excelentă și capacitatea ta de a găsi principalul lucru în orice situație. În separarea grâului de năghină, nu există un egal pentru tine în întreg Zodiacul, îți place să-ți asumi riscuri pentru a câștiga experiență, în situații dificile și responsabile, acționezi de regulă rațional, ești înzestrată cu o armură puternică precum oțelul, care te protejează de toate formele de lingușire și vampirism, poți părea amabilă, chiar și puțin moale dar vei aplica întotdeauna un tratament cinstit și corect și vei rezista cu înverșunare la cele mai mici încercări de a te împinge, sau oricărei forme de presiune. Deoarece munca ta poate fi de natură romantică, poți fi cu un pas înaintea timpului tău, așa că trebuie să înțelegi de ce alții îți susțin metodele prea încet. Din fericire, demonstrezi o răbdare remarcabilă, precum și încredere în valoarea muncii tale. Astfel, ești capabilă să reziști ani la rând fără recunoaștere, continuând să încerci să îmbunătățești lumea. Creșterea ta treptată spre faimă poate fi totuși mai lină dacă vei acorda timp să le explice altora într-un limbaj popular obiectivele tale și cum intenționezi să le atingi. Poți fi destul de rebel în raport cu sistemul în care ești forțată să fii, mai ales atunci când simți că nu ești înțeleasă. Natura ta temperamentală trebuie monitorizată constant. Pentru a avea succes, trebuie să dezvolți consistență emoțională și putere în voință. Tu manifeste adesea o atitudine marcantă de stoică față de dragoste și prietenie. Aici te confrunți cu două mari pericole, în primul rând, să impresionezi pe cei apropiați cărora nu le pasă și, în al doilea rând, să faci o pauză atunci când este necesară o acțiune decisivă. Te poți compromite prin faptul că ești prea indecis în relațiile amoroase ceea ce reduce uneori posibilitatea unei alegeri importante. Cea mai mare problemă pentru tine este să fii mai deschisă față de ceilalți și să lupți fără teamă cu propriile nesiguranțe. Codul tău înaltă de etică și simțul justiției ar trebui să funcționeze în apărarea celor care au nevoie de îngrijiri de urgență. Ar trebui să înțelegi că a te apăra de ceea ce percepi drept critic este cel puțin o prostie. Te distingi față de alții nativi din fecioară prin astfel de trăsături speciale, ești îngrijită, capabilă, prudentă. Te străduiești pentru excelență în orice, în cariera ta, în relații și în aparență. Cochetăria ți este străină, precum și falsa modestie. Tu primești complimente bine meritate cu demnitate, dar nu ești înșelată de acestea. Ești bine versată în oameni? Este dificil să fii înșelată sau indus în eroare. Cum afectează data de 3 septembrie soarta ta? Poți părea adesea ca fiind de, de pe o altă lume. Chestia este că în călătoria ta de viață, saturată de experiențe proaste, trebuie să joci alte roluri. Cunoscând acest lucru, tu joci unele roluri destul de inept, cu toate acestea, dificultățile le depășești. În spatele tuturor măștilor se află un alt eu. Dintre toate talentele, unul este mai dominantă decât celelalte, de multe ori te împiedică să descoperi potențialul tău interior, deoarece accentul tău este pus doar pe talentul dominant. Dacă ai frumusețe externă vei atrage cu asta, în dragoste și relații nu ți este ușor, pe de o parte există nehotărârea în acțiunile tale, pe de altă parte, capacitatea de a zăbovi în situații inutile. Aceste lucru creează o senzație de răceală în sentimentele tale, care poate fi de neînțeles pentru ceilalți. De la asta, poți avea probleme în relațiile personale. În primul rând trebuie să-ți învingi nesiguranța. Pentru tine va fi o adevărată victorie, o victorie asupra propriilor neajunsuri. Pentru a obține beneficiul maxim pentru tine, trebuie să-ți identifici punctele slabe și calitățile proaste și să începi să le elimini. La prima vedere, poți părea apropiată, amabilă și uneori blândă. Cei care au încercat să se înalțe în fața ta și să-ți facă rău cumva, își vor aminti multă vreme de puterea ta. Îți dorește același tratament corect pentru tine însă -ți și vei fi foarte dură cu cei care au încercat să acționeze nevrednic cu tine. Ai o intuiție foarte bine dezvoltată și prinzi toate motivele și intențiile din zbor. Prin urmare, flatarea, provocarea, Vampirismul și alte forme de manipulare vor fi respinse într-o clipă. Este obișnuit pentru tine să respingi atacurile, deoarece ai o armură dinsă de, de fier, dragoste și compatibilitate. În relațiile strânse ai nevoie nu numai de iubire, ci și de libertate. În multe feluri, ești un perfecționist, care poate crea un decalaj semnificativ între visele romantice și realitatea de zi cu zi. Vrei să găsești un iubit adevărat, dar puțini sunt capabili să-ți îndeplinească idealurile înalte. Cele mai multe șanse de a face o pereche ideală ai cu reprezentanții altor semne pământești ale Zodiacului, Taur și Capricorn. Aceștia, la fel ca și tine, așteaptă de la o relație mai multă constanță și stabilitate decât un uragan al pasiunilor. Taurul te va ajuta să devii mai senzuală și emoțională, iar Capricornul îți va înțelege cu ușurință dorința de ordine și organizare, posedând și gândire analitică. Cu reprezentanții semnelor scorpionului sau leului, ai perspective destul de bune în viața de familie. În acest caz, ei vor fi în rolul sclavului, pierzând complet conducerea în fața ta. În același timp, nici leul, nici scorpionul nu te vor suprima, apreciindu-ți inteligența, organizarea și consecvența. Cele mai nereușite alianțele poți forma cu pești și berbec. Peștii, la fel ca și tine, nu sunt niciodată rezolvați din primul pas, sunt pasivi și închiși, drept urmare, relațiile cu peștii se estompează înainte de a începe. Berbecul însă, te suprimă cu presiunea lui, te sperie cu perseverență și imprevizibilitate. Un săgetător te va considera prea rece și distantă, chiar dacă ți apreciază inteligența și spiritul de ordine, dorința de cunoaștere. Vărsătorul este mult prea invidios și avar pentru a se uita la tine, gemenii se vor plictisi ușor și vor lua imediat altă cale, balanța va crea multe nedumeriri și te va respinge lentoarea și lipsa ei de determinare. Totul este însă posibil, neștiind de nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Ești un intelectual cu o capacitate unică de a transmite idei originale altora. Majoritatea acestor idei prind viață. Aceste lucru este facilitată de capacitatea ta de a atrage oameni cu gândire similară, de a uni pasionați din jurul tău. Tresăturile distinctive ale tale sunt sociabilitatea și elocvența. Tu vorbești întotdeauna clar, expresiv. În același timp, știi să asculți, dar cu condiția ca subiectul să fie interesant. Ești un actor cu multe roluri. Oamenii din jur de seori interpretează incorrect esență personalității tale, evaluează incorrect oportunitățile potențiale ale tale. Drept urmare, cariera nu merge așa cum ți-ai dori. În ceea ce privește domeniile de activitate, poți fi interesată de filozofie, istorie, psihologie, Ți se potrivesc perfect pedagogie și medicină sau domeniul tehnic, dar de preferat rămâne activitatea conform schemei de la om la om. Sănătate și boli ar trebui să fii atentă la pasivitate și inacțiune. După ce ai ales sfera forțelor tale te calmezi, iar acest lucru este plin de probleme de sănătate. Pasivitatea se reflectă imediat în starea ta fizică, îți pierzi treptat forța. Starea psihoemoțională se schimbă, Sentimentele devin amețite, dorințele dispar treptat. Mobilitatea limitată determină sindrome congestive. Poți experimenta probleme cu sistemul musculoscheletic. Lipsa de activitate fizică contribuie la dezvoltarea diabetului, a bolilor sistemului cardiovascular și a hipertensiunii. De aceea, ar trebui să moderezi aportul de zahăr și grăsimi și, în același timp, Trebuie să nu te îndepărtezi de exerciții fizice, ar trebui să dedice mai multă timp somnului și odihnei, evitând consumul excesiv de tutun și alcool, pentru a-ți menține sănătatea mentală, ar trebui să te angajezi adesea în activități care ți aduc plăcere, nu ar trebui să te subordonezi excesiv la cerințele celorlalți, în acest sens, dezvoltarea respectului de sine și a stimei de sine este deosebită de importantă. Destinul și norocul, Universul ți-a destinat o natură originală, independentă. Vibrațiile din această zi sunt astfel încât întăresc acele calități de caracter pe care le cultivi în tine. Dacă îndrepți abilitățile oferite ție în scopuri bune, îi ajuți pe ceilalți, arătând bunătate, milă, compasiune, atunci viața ta va fi frumoasă, vei avea mulți prieteni de încredere, asociați fideli, vei fi fericită. Vei reuși în toate eforturile tale, dar dacă cedezi pasiunilor și emoțiilor de bază, arătăm calității negative în atingerea obiectivelor, atunci vei sfârși singură și nefericită. Sfaturi pentru tine. Încrederea nelimitată în rude poate deveni dușmanul tău. Sarcina principală pentru tine este să găsești un limbaj comun cu oamenii din jurul tău. Nu este dificil să faci acest lucru? este suficient să fii implicat în nevoile altora și să îndeplinești toate obligațiile asumate. Fii sinceră, orice păcate ți vor fi iertate. Abordarea ta la muncă poate părea neconvențională pentru alții. Fapt este că îți vezi munca cu câțiva pași înainte și unii poți să nu ajungă la acest nivel. Adesea te poți găsi în situații de conflict, poți argumenta. Pentru a evita multe conflicte, Trebuie să înveți să-ți controlezi temperamentul interior. Accepteți neajunsurile și începe să lucrezi la ele. Nu uita că, în orice situație are o capcană, încearcă să fii sinceră. Fii mai activă când vine vorba de relații. Îndrăznește în dragoste. Ce cadouri ți se potrivesc? În general, femeile nu sunt ușor de mulțumit și cu atât mai mult, tu care ești născută sub semnul fecioarei. Poate că tu însă suferi de inconstanță, dar acesta nu este un motiv pentru a refuza să-ți ofere cadouri. În sfera cadourilor nu ești naivă, ești practică. Zelul de a duce un stil de viață sănătos și adecvat este o caracteristică a ta. Un abonament la un club de fitness, piscină sau spa, un bilet de vacanță, o carte despre alimentația corectă și sănătoasă, cu ilustrații și rețete vii, toate acestea te vor încânta. Un cadou de neprețuită de ziua ta de naștere poate fi un ajutor în pregătirea bucatelor pentru masa festivă, dorința de a cumpăra produsele uitate. Tu poți fi mulțumită de cadourile pentru care femeile din alte semne zodiacale ar putea fi jignite, un aspirator, un set de prosoape, un set de lenjerie de pat, o cutie de pâine din lemn. Dacă alegerea unui cadou pentru tine este un impas, atunci ți se poate dărui bani, dar este important ca cel care oferă să ghicească suma, pentru că o sumă prea mică te va jigni cu zgârcenia celui care dăruiește și prea multă te va pune într-o poziție foarte incomodă. Un cadou bun poate fi un abajur elegant, râșniță de cafea sau o oală cu fundă dublu. Utilizarea unor astfel de articole nu contravine convingerilor tale. La fel sunt cărțile pe orice subiect, fie că este vorba de un volum de Rudolf Steiner, fie de un dicționar engleză român, tu ai o atitudine foarte părtinitoare față de bijuterii, este mai bine să nu experimenteze cineva cu aurul, mai bine să se concentreze pe arginte de înaltă calitate, nu-ți plac surprizele, dacă cineva dorește să te mulțumească, trebuie să arunce o privire la ceea ce ai deja, apoi să-ți dăruiască ceva de genul acesta, tu pui preț mare pe confort și locuință, prin urmare. Este mai bine pentru tine să ți se prezinte cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, tablouri, nu vei refuza o pătură confortabilă, un pulover cald din mână moale, un set de șervețele pentru băutul cafelei, un set de lingurițe pentru aceasta, perdele de bucătărie, dar cu respectarea culorilor bucătăriei. Dacă ți se oferă un aparat de cafea, este indicat să conține și un set de filtre. Certificatul de garanție și instrucțiuni sunt foarte importante. Tu citești instrucțiunile chiar și pentru acele lucruri ale căror funcții sunt mai cunoscute decât inventatorul. Tu nu ai nevoie de ambalaje pompoase, sclipitoare. Din potrivă, dacă îl consideri prea scump, vei clipi puțin mai dezin ochi. Florile pentru tine sunt de fapt un simbol, deci este posibil să-ți fi oferit un buchet destul de modest. Atunci când cadoul este mic, atunci florile pot fi mai reprezentative. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.